Cel mai mare eveniment agricol al toamnei, Indagra, și-a deschis porțile la Romexpo în prezența Comisarului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș, și a ministrului Daniel Constantin. De asemenea, premierul Victor Ponta s-a numărat și el printre vizitatori în prima zi de expoziție. Ajuns la cea de-a 18-a ediție, Târgul Internațional de Produse și Echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei reunește peste 430 de companii din România și alte 20 de țări, ocupând o suprafață expozițională de circa 30.000 de metri pătrați. Pe parcursul celor 5 zile de târg, vizitatorii vor putea admira exemplare valoroase de animale, vor putea achiziționa semințe, bulbi de flori, îngrășăminte și vor putea vedea ultimele tehnologii și echipamente pentru irigații, utilaje agricole, sere și solarii. De asemenea, în cadrul salonului Ecoagricultura, desfășurat în pavilionul central, sunt prezenți în jur de 50 de fermieri și de firme din agricultura ecologică. În aceeași perioadă cu Indagra, venind în completarea tematicii târgului, la Romexpo vor avea loc alte 4 manifestări expoziționale. Indagra Food, Târg Internațional pentru Industria Alimentară, Allpack, Expoziție Internațională pentru Ambalaje, Materiale, Mașini și Echipamente Specifice, Expo Drink and Wine, Târg de Vinuri, Băuturi Alcoolice și Non-Alcoolice, Auto Expo Tehnica, Expoziție Internațională de Componente Auto și Târgul de Produse Tradiționale, evenimente ce reunesc peste 250 de firme din țară și din străinătate. Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească Tip Zimental din Brașov organizează sâmbătă primul mare show cu vânzare prin licitație publică cu strigare a 60 de vaci de rasă cu origine certificată. Joi, începând cu ora 11, va avea loc prezentarea oficială a Asociației Presei Agricole din România, manifestare la care și-a anunțat participarea și ministrul Agriculturii Daniel Constantin, alături de lideri ai asociațiilor și federațiilor naționale ale agricultorilor. Ferma Media Group vă așteaptă la standul 33 din pavilionul C1, unde veți putea intra în posesia ultimului număr al revistelor Ferma, Recolte Bogate și Utilaje Agricole. Tot aici vă veți putea informa despre obiectivele Fundației Ferma, a cărei prima acțiune a fost lansată cu ocazia târgului. Expoziția este deschisă de miercuri până sâmbătă între orele 10-18, iar duminică între orele 10 și 16.